Ieri pe internet au apărut câteva fotografii în care apare un copil ce a avut de suferit din cauza câinilor vagabonzi. Indignați, internauții acuză autoritățile de neimplicare. Administratorul azilului pentru câini din Bălți afirmă însă că oamenii exagerează, de vreme ce identitatea copilului și a mamei sale nu au fost dezvăluită. Fără informații concrete, ia că specială l-a mușcat sau l-a atacat sau l-a agresat, da, poate fi aici și o eroare. Sunt persoane care iubesc animale, dar sunt persoane care nu iubesc animale. Sunt persoane care rabde animalele, care îi ajută și așa mai, dar sunt persoane care nu rabde. Un angajat al azilului recunoaște că unii câini sunt foarte agresivi, dar cu toate acestea sunt lăsați pe străzile orașului. Lucru confirmat și de Veceslav Beloșițchi, administratorul interimar al instituției. Și ești la mine, mai hămâi. Este un câine agresiv, înseamnă că el... poate fi adus în azil, sterilizat și după aceea el trebuie să ia societate, el ia și el se află acolo de unde a fost luat. Amintim că ieri, 16 iulie, un copil din Bălți s-a ales cu mai multe rănci și zgârieturi după ce a fost atacat de o haită de câini. Incidentul a avut loc pe strada Colesov. Mama copilului a menționat că în urmă cu 2 săptămâni și fiica ei de 5 ani a fost atacată de maidanezi.